propune o comisie de negociere care să ia în calcul toate aceste direcții sau poate alte direcții care pot să apară până în momentul respectiv. Comisie de negociere formată din cei doi vicepreședinți, Claudiu Coman și Mihai Veștea, din domnul arhitect șef, din doamna Boboc de la investiții și din domnul Adrian Gabor, care este președintele Comisiei de Buget Finanțe. Deci o comisie mixtă formată din consilieri județeni și executivi.